Iată, zice Domnul, fiecare să iei bine seama ce recepționează în inimă și în minte, zice Domnul. Vegheați, vegheați, ca în inima și în mintea voastră să recepționați, zice Domnul, cuvântul meu. Multe duhuri se luptă într-o vreme ca aceasta și aduc fel și fel de șoapte, zice Domnul, și de învățături și de gânduri. De aceea vegheați, zice Domnul, păstrați-vă scurați, zice Domnul, ca prin curăția inimii voastre să vă sfințiți prin cuvântul și adevărul meu, zice Domnul. Și în felul acesta să stați înaintea mea și să mă slujiți, zice Domnul, ca lucrarea care o faceți și rugăciunile ce le înălțați să fie aduse înaintea tronului de milă și de îndurare. Negoberta haltuniet grado vinia. Ruine naio companios megal pregmanuserie de detahalui. Se cere mare vedere, zice Domnul, căci vrăjmașul se luptă și caută, zice Domnul, cu așa lucruri fine și tăinuite și chiar cu cuvântul să vie, zice Domnul. Și dacă nu este vedere suficientă, zice Domnul, el strecoară o mică învățătură, un mic neadevăr, zice Domnul, aceea afectează și îmbolnăvește starea spirituală, zice Domnul. Jebroge nahaltul niet grato viet, jemana gote nador niet grato zit menaiot. Eu, zice Domnul, vreau ca cei aleși ai mei să se păstreze curați. Îi înștiințez, îi învăț și îi sfătuiesc, zice Domnul, și vreau să-i cresc și voi să luați aminte, zice Domnul, și strângeți cuvântul în inimile voastre și mintea voastră să fie tot timpul limpede și liberă de orice învățătură, de orice șoaptă, de orice gând. Împotriviți-vă tare în credință, zice Domnul, lăudați-mă, strigați-mă și rugați-vă neîncetat. Și în felul acesta, timpul să fie prins, timpul să fie tot timpul ocupat de prezența Duhului Sfânt și călăuzirea Duhului. Amin.